Tema lecției de astăzi, presiunea lichidă și gaze, legea lui Pascal, aplicați. Știți deja că toate corpurile, inclusiv cele gazoase, sunt alcătuite din particule. Acestea se mișcă și interacționează nu numai între ele, dar și cu pereții vasului. Ce privește de peretele vasului, particula acționează asupra acesteia cu o forță foarte mică. Însă, datorită faptului că numărul de particule este enorm, acțiunea lor asupra pereților vasului creează o presiune considerată. De exemplu, presiunea exercitată de aer în anvelopa unui autoturism este de 2 bar, deci 200 de kPa. Faptul că în gaze presiunea este cauzată de cuplirea particulilor aflate în mișcare cu pereții vasului este confirmat de mai multe experimente. Simularea presiunii din laboratorul virtual Pascal vă permite să observați cum va crește presiunea într-un vas rigid atunci când vom mări cantitatea de gaz care se află în acest balon. Deci apăsând pe butonul verde, pornim pompa. Dacă veți apăsa pe ochi, veți putea observa cum funcționează mecanismul dat. Astfel, în tabelul din partea stângă, puteți observa valoarea presiunii convertită în diferite unități de măsură, pascal, bar, atmosfere fizice, atmosfere tehnice, tori, iar manometrul conectat la balonul ridic indică cum se mărește presiunea din momentul în care continuăm să pompăm gaz în acest balon. Totodată puteți observa și principiul de funcționare a manometrului. Manometrul este dotat de regulă cu un tub metalic flexibil de forma unui arc, care se întinde la mărirea presiunii, motiv arcul indicator față de scala. Cu astfel de manometri de regulă se măsoară presiunea uleiului din motorul unui tractor sau presiunea aerului pompat în anvelopele automobilului. Dacă veți apăsa pe butonul verde din partea stângă, veți observa cum aerul este scos din balon, astfel valoarea presiunii se micșorează. Aceste lucruri le puteți vedea de asemenea observând deplasarea arcului indicator al manometrului. În continuare, vom încerca să răspundem la următoarea întrebare. Cum se transmite presiunea exercitată asupra unui lichid sau gaz? Sau, în general, putem vorbi despre cum se va transmite presiunea exercitată asupra unui fluid. Pentru a realiza primul experiment, este nevoie să aveți un săculeț de foi electronic, să-l umpleți parțial cu apă și să-l legați prin savon. Veți constata că acțiunea care este orientată vertical în jos, de fapt se transmite în toate părțile săculețului, cauzând deformarea lui. În momentul când forța cu care apăsați va crește, săculețul nu va rezista, în el vor apărea fisuri, astfel încât apa din săculeț va ieși în toate direcțiile. Astfel constatăm cu dumneavoastră că o acțiune din exterior, în momentul dat orientată vertical în jos, se transmite în toate direcțiile. Iar din momentul în care aceste fisuri ar fi de dimensiuni egale, jetul de apă ar fi de aceleași dimensiuni și ar ieși cu aceeași viteză. Al doilea experiment de asemenea îl puteți realiza la domiciliu. Pentru aceasta aveți nevoie de o sticlă din plastic și 5 seringi. Seringile le veți fixa prin intermediul termocleiului, găurind inițial vasul din plastic. Deci este de dorit ca dimensiunile găurilor să fie de același diametru ca și diametrul exterior al seringii. Vă recomand acest experiment să-l realizați fiind asistați de cineva din martorul. După aceasta, umpleți sticla cu apă și în dopul sticlei, de asemenea, deci instalați o seringă. Fiți, vă rog, atenți ca toate seringile să fie prinse bine prin intermediul termocleului. În momentul în care dumneavoastră veți apăsa asupra pistonului seringii care este fixat în loc, veți constata că și celelalte 4 seringi se deplasează lateral, în mod egal, iar în momentul când trageți de piston în sus, pistoanele de la seringile date se deplasează și ele
în interior. Iarăși este vorba despre un experiment prin intermediul căruia constatăm că o presiune exercitată asupra unui lichid din exterior se transmite în toată masa lichidului, în toate direcțiile, cu aceeași intensitate. Al treilea experiment este deja mai greu să-l realizați la domiciliu, deoarece nu dispun de utilajul respectiv. În schimb, în laboratorul de fizică el este prezent. Astfel, umplând un tub de sticlă cu lichid sau cu fum, de exemplu, iar la capătul tubului este fixat etanș un balon care are greuri de aceeași dimensiune. În momentul în care creăm o presiune din exterior și comprimăm lichidul sau gazul, veți constata că jetul de lichid sau de gaz este același din toate găurile, respectiv iarăși constatăm că presiunea se transmite în toată masa lichidului, în toate direcțiile, cu aceeași intensitate. Din momentul în care nu puteți realiza acest experiment în laborator, vă propun să urmăriți acest experiment în laboratorul virtual Pascal. Simularea se numește Legea lui Pascal. Astfel avem acest cub pe care o puteți vizualiza din diferite unghiuri. De asemenea, puteți vizualiza balonul cu găurile care le are în interior. Iar în momentul în care veți crea acea presiune mare, veți constata că jetul de lichid este același și în toate direcțiile. Deci rețineți, presiunea exercitată asupra unui lichid sau gaz se transmite la fel în toate direcțiile. Această expresie poartă numele lui Pascal, deci legea lui Pascal, spune presiunea exercitată asupra unui lichid se transmite integral în toată masa lichidului și în toate direcțiile. În continuare, vom analiza câteva aplicații a legii lui Pascal. Prin achidăulică. Prin achidăulică este un sistem necesar nu doar în cazul automobililor. În momentul în care șoferul observă un pericol, un obstacol sau dorește să oprească unitatea de transport, apasă puternic pe pedala frânii, care pune în mișcare pistonul din cilindru de frână, astfel creând în sistemul de frână o presiune. Această presiune se transmite în tot sistemul de frânare. Plăcuțele de frână sunt puse în mișcare și sunt puternic discul de frână. Viteza cu care se rotește acest disc încetenește până în momentul în care se oprește definitiv. Atât în partea stângă a ecranului cât și în partea dreaptă, puteți observa, prin intermediul acestor animații de tip GIF, transmiterea presiunii din momentul în care șoferul acționează pedala de frână până în momentul în care plăcuțele de frână fixează puternic discul de frână. În următoarea animație, de asemenea, puteți observa cum funcționează sistemul de frânare în cazul automobilului când acționăm frâna de mână. Observați cum această acțiune se transmite roților din față unde plăcuțile deci fixează discul de frână. În cazul când roțile din spate au un alt sistem de frânare, e vorba despre tambru și sarboții. Deci când apăsăm pe frână sau când tragem frâna de mână, în acest caz sarboții fixează tambru. Un alt exemplu de aplicare a legii lui Pascal este presa hidraulică. În partea dreaptă aveți o animație GIF a unei prese hidraulice industriale, iar în partea stângă este o presă hidraulică creată de un elev. Partea principală a acestei prese hidraulice sunt două vase care comunică, două pistoane din diferite dimensiuni. Vă sugerez celor care sunteți pasionați de inginerie să confecționați acasă o astfel de presă hidraulică. Iar pentru cei care vor să studieze principiul de funcționare a presei hidraulice, vă recomand să accesați în laboratorul Pascal simularea presa hidraulică. În această simulare puteți observa cum se comportă un sistem format din două tuburi de diferite secțiuni care comunică între ele. Deci din momentul în care apăsăm asupra pistonului de secțiune mică, observăm că această presiune creată se transmite pistonului mare care se ridică
însă se ridică mult mai puțin decât acea înălțime cu care a coborât Hristos unul. Din punct de vedere matematic, observăm cu dumneavoastră acum cât sunt egale aceste deplasări ale pistoanelor. Presia hidraulică funcționează în baza a două egalități. Prima egalitate este egalitatea presiunilor, deci noi acționăm cu o forță pe 1 asupra pistonului în cazul dat cu aria de un decimetru pătrat. Creăm o presiune pe 1. Această presiune se transmite la pistonul mare, care are aria de 15 decimetri pătrat, astfel încât obținem în final o forță de 15 N. Deci presa hidraulică este un mecanism care ne permite să câștigăm o forță, deci acționăm cu o forță mică, obținem în final o forță mare, substituind în egalitatea presiunilor pe 1 egal cu pe 2, raportul dintre forțe și are, pe 1 pe presiune egal cu pe 2 pe forță 2, obținem formula după care putem calcula forța obținută la pistonul mare al presiunii hidraulice. A doua egalitate spune că în momentul în care pistonul mic se deplasează în jos, o cantitate de lichid este pompată în partea dreaptă în al doilea tub, astfel încât volumul este același, V1 este egal cu V2, volumul unui cilindru este egal cu produsul dintre area secțiunii și înălțimea lui, deci respectiv C1H1 este egal cu C2H2. Deci, o dată putem vizualiza ce se întâmplă în cazul când acționăm cu o forță pe 1 asupra pistonului mic. În partea de jos a simulatorului puteți studia aplicația presiei hidraulice în cazul dat este vorba despre un elevator hidraulic. În momentul în care veți apăsa pe pistonul mic cu anumită forță repetat de mai multe ori, observați că folosim și un ulei care se află într-un rezervoar. Pistonul mare se deplasează sus și putem obține o forță destul de mare pentru chiar a ridica un automobil. În baza unui astfel de elevator hidraulic este construit cricul hidraulic. În continuare, vom aplica cele studiate prin intermediul laboratorului Pascal în rezolvarea unei probleme. Este vorba despre o presie hidraulică. Arele pistoanelor acestei presii sunt egale cu 1 cm pătrat și 20 cm pătrat. Deoarece în problema dată până la urmă obținem raportul arelor, putem lăsa arele în centimetri pătrați, nu le mai transformăm în metri pătrați. Întrebarea este ce forță acționează asupra pistonului mic, dacă asupra corpului comprimat acționează o forță de 2500 de newton. Deci forța obținută la pistonul mare este de 2500 de newton. Trebuie să determinăm forța care acționează asupra pistonului mic. Te amintesc că o presă hidraulică funcționează în baza a două egalități. Conform legii lui Pascal, presiunea creată de către pistonul pe 1 este egală cu presiunea transmisă pistonului pe 2. Substituind din formula presiunii forța de apăsare normală către area suprafeței de apăsare și substituind în egalitatea pe 1 egal cu pe 2, vom obține raportul F1 către C1 este egal cu F2 către C2. Din această egalitate exprimăm F1, F2 dimulțit cu C1 și împărțit la C2. Substituim valorile numerice. 2500 N înmulțim cu area C1 din 1 cm pătrat și împărțim la area C2 20 cm pătrat. Centimetru pătrat, centimetru pătrat se simplifică, simplificăm cu 0, 250 împărțim la 2, obținem 125 de N. Deci acționând asupra pistonului mic cu o forță de 125 N, obținem la pistonul mare o forță de 250 N. Presiunea se transmite în toate direcțiile, în măsură egală. Este un exemplu de aplicare a articului hidraulic, despre care am vorbit anterior. Următoarea problemă. La confecționarea prin presare a unor detalii, pistonul mare trebuie să se ridice cu 12 cm. De câte ori se va deplasa pistonul mic?
dacă are piscoane lor specific de urice, sunt egale cu 2 cm pătrat și 90 cm pătrat. Iar cursa pistolului mic este egală cu 10 cm. Deci, în dacă de probleme, vom nota. Înălțimea la care trebuie să se ridice în final pistolul mare este egală cu 12 cm. Arele pistoanelor se 1, 2 cm pătrat și are se 2, 90 cm pătrat. Cursa pistonului mic, H1, este egal cu 18 cm, ni se cere să determinăm numărul de curse. Reamintesc că din simularea elevatorului cu gaură, de pentru a obține o ridicare mai mare a pistonului mare al acestui elevator, pistonul mic trebuie să efectueze mai multe curse. În momentul în care finalizăm ridicarea, uleiul se scurge înapoi în rezervoar, și pistonul devine la poziție inițială. Deci, în timpul unei curse a pistonului mic, volumul de lichid trece în secțiunea de arii C2, deci V1 este egal cu V2, volumul este egal cu produsul dintre arii și înălțimii, astfel obținem C1H1 este egal cu C2H2, exprimăm H2, H2 va fi egal cu C1H1 împărțit la C2. În cazul dat, noi determinăm dumneavoastră cu cât se deplasează pistonul mare la o apăsare a pistonului mic. Calculând, vom obține că această deplasare este egală cu 2 cm pătrați, dimulțit cu 18 cm cursa pistonului mic, către 90 de cm pătrați, are secțiunii pistonului mare. Simplificăm centimetri pătrați cu centimetri pătrați și în rezultat obținem 0,4 cm. Numărul de curse ale pistonului mic îl vom determina din raportul H2, înălțimea finală la care trebuie să se ridice pistonul mare, către acea înălțime la care se ridică el în timpul unei apăsări. Substituim valorile numerice, M va fi egal cu H2, 12 cm, împărțim la 0,4 cm, se simplifică, 12 împărțit la 0,4 este egal cu 30. Deci, pentru a obține o ridicare a pistonului mare cu 12 cm, la o cursă a pistonului mic de 18 cm, trebuie să efectuăm 30 de apăsări. Astăzi, la lecție de ADLN, am vorbit despre faptul cum se transmite presiunea exterioară exercitată asupra unui lichid sau gaz, asupra unui fluid. Am formulat legea lui Pascal și am vorbit despre aplicațiile ele în cotidian, cum ar fi pâna hidraulică, presa hidraulică, cricul hidraulic. Am rezolvat două probleme aplicând aceste concepte și aceste aplicații. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate bune!